Comasarea alegerilor este un subiect care este dezbătut de luni întregi, cu toate că mulți o privesc ca pe o decizie bună, atât pentru economie cât și pentru cetățeni, oamenii declară contrariul. Gorjenii sunt speriați de vestea că vor fi încărcați cu un număr mare de buletine de vot. Să vină și alte timpuri, dacă om vota pe cine trebuie, normal. Dar întâi trebuie să analizăm bine situația ca să vedem pe cine alegem, ca așa să dăm acolo cu ștampila și să ne aflăm și noi în treabă. Nu-i nicio... Cum alegerile? Trebuie să alegem primarul. Așa. Dacă v-ar pune oamenii ăștia, dacă s-ar, cum zic ei de comasare de ăștia, dacă vă dau 5 buletine de vot în față, mai înțelegeți ce-i cu ele? Cum vi se nu prea pare? Înțelegem. Nu prea înțelegem că nu e bine să ne mai ducem, că nu știm cu cine să mai votăm. Aproape nu știm cu cine să mai votăm, dar trebuie... Eu nu sunt din oraș, eu sunt de la țară, votez cu primarul meu de la Runcă, e foarte bun. Dacă nu o să vă dea și de la europarlamentare și la de toate, când nu vă dau buletinele alea, cum e? E mai greu pentru noi, nu? Da, e foarte greu că nu știm cu cine. Unii zic așa, unii zic așa. Am votat cu PNL-ul și PSD-ul ca să unească, că ar fi bine să se unească, dar nu se înțeleg. Astăzi zic ceva și mâine vine unul cu o părere, altul cu alta și nu se mai înțeleg. Amânăm peste o lună, peste două. Asta e. Deci o să fie o mare haravabură la vot. Da. Dar despre alegeri ce ne puteți spune? Că s-ar putea comasa cele europarlamentare cu locale. Adică da. O să primim 5 buletine de vot. Da. Nu e greu pentru cetățeni să primească 5 buletine de vot în față? Adică nu i-ar încurca cumva? Păi știți cum e. Acum să folosesc toate metodele ca să iese tot ce care au fost. Deci, în special la noi, la țară, să știe, bă, ăsta a fost, a prins două mandate, trebuie să-l prindă și pe ăsta. Mai ales acolo unde s-a făcut ceva. Unde s-a făcut nimica din prima pică, fără dor și poate, că asta-i mers. Omul așteaptă o îmbunătățire, nu o răutățire, că de răutățire sunt multe zone cu răutățiri care ți-e milă de ei. Ieși pe aici prin piață, le dau un pol, le dau după posibilități, zic, chiar de acolo ia-ți o pâine, dar nu te duci la cărciumă. Pentru că noi am trăit perioada anilor, sunt născut în 50. Deci credeți că ar fi cumva și o schemă politică, ca să iese tot ce-i dinainte? Da, bineînțeles. Că fiind comasate, și așa cheltuiel pe toate, măcar aici poate să mai faci o mini-economie la bănuțul public, da. Dar oamenii n-ar fi totuși cumva încurcați să primească 5 buletine în față? Nu. No. Cei care votează, de, mai ales eu care sunt de o anumită vârstă, ne-am învățat cu alegerile... De ani de zile știm să le selectăm și să discernăm. Important să participe la vot, asta ar fi chestiunea. Comasarea alegerilor poate reprezenta o serie de provocări pentru cetățenii de rând și asta pentru că dacă alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale, oamenii vor primi 5 buletine de vot pentru europarlamentari, pentru primar, pentru președinte al Consiliului Județean, pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean.